Înțelegi? Adică asta mi se pare asta niște cretinități, niște imbecilități, niște tâmpeni, niște dobitocenii. Cum să vin eu să dansez? Eu acum am văzut că vin unul și cântă și el leșină și ei cântă. Mă gândeam așa să apar eu. Dar tu și câte pregătiri fac unii? Dar nu mă interesează. Gândește-te acum să divorțez, să mă căsătoresc acum cu Cora Mafia, așa, să apar eu în frac cu Jober, să apară Cora din fum să-mi cânte. Serghei, pe cum e o rangă în cap și aș pleca. Ar divorța. Ce dracu? Aș pune apă scaun, aș da și în ea și în naș și zic, nu te-a luat sfârșit. Stimați invitați, vă anunț cu tristețe și părere, nu te-a luat sfârșit. Dă-te morții, mă, cum să încânti din fumul ăla, mă. Da. Niște o imbecilitate. O cretinitate. Sunt dezgustat. Și aia când arunca aia și sar toate proastele la spate. Am la buchetul, mă, dacă nu te fute nimeni, crezi că te-am la buchetul, te fute vreunul, te dracu de proastă de aici cu buchetul tău. Nu știu, n-am participat la așa ceva. Aruncă, domne, buchetul, ia jarteaua, nu știu cine ia jarteaua, trebuie să iau jarteaua cu dinții, da. Lua mai dinții în gură, niște cretini, ce iau jarteaua. Aia zicea să bășește aia cu capul acolo între ochii transpirat, mă ator să iau jarteaua, o mai mușc pe aia de lindic, mai sare aia din film, din povestire. Ce trebuie? Asta e misiunea adevărată, mă, să moară mama. Păi m-a enervat asta și mi-am dat drumul. Tot am stat să fim serioși. Îs nunta mătișii. Botezul mătișii. Bă, ce mai mare imbecilitate. Aia cursitoarele e cea mai cretină. Și te-a înțeapă. Și o să-ți dea. Și aia cu tava, că ce-a luat copilul, a luat pensulă, să fie catastru, că nu știu cine, tu ai luat pensulă, nu știu ce ai luat. N-ai fost ca mine. Nu, eu n-am luat, am luat... Ce ai luat? Marca, da, de scris. Și ce scrii? Cum ce scrii? O teză de doctorat. Și eu am scris mai mult decât tine și am niciun marcă. Eu am scris mai mult decât tine și am niciun marcă. Eu am luat o pană. Ai luat hainele din Italia. Da. Mamă, și merge acolo și sunt toate babele alea, înțelegi că eu am căsătorit mai bătrân. Am fost la anunț așa. Și se uită. Cine e ăsta? Serghei, ce ai crescut. Da, fă, eu am 70 de ani, nu se mai cresc în buze. Dă-te morții, mătii de stafida, dracu. Dar seamănă cu Paul. Nu, dar nu seamănă cu Paul. Are mersul lui Măsa. Și mama era șchioapă. Înțelegi? Seamănă cu Lidia, da. Dar cum târește paharul ca bunică-su. Dar cum tot ce ți văd și stai acolo și stai la masă ca bou și toți vin. Casă de piatră și tu a doua zi e divorțat. Cineva zice că românii fac luntă pentru bani. Da, dumneavoastră, da. Altă idioțenie și cretină. Nu. Aici, de exemplu, la țară este un ajutor. Pentru că am fost la foarte multe nunți și astea. Și la țară ce se întâmplă? Dar nu fac căcaturile astea. Mai ales sunt bine și acolo unde eram eu. Acolo se face listă și fiecare vine și îi dă un ban ca să-l ajute să plece așa. Ăștia notează și când se căsătorește la din familia, participă și îi dă banul înapoi. Adică un fel de ajutor reciproc, da. Înțelegi? Asta sunt de acord cu asta. Am înțeles. Deci eu am fost un idiot când am luat bani la nuntă, nu? Păi nici eu n-am niciun ban oricum, că nici la botez n-am luat, nici la Luca, nici la nuntă, nici la asta, nici la Samantha. Dar noi am dat bani. Cui? Cui? Și la nuntă la Samantha și... Eu-i fi dat ei, nu? Ei, nu ție, Doamne. Eu fi luat Dan. Nu știu că se dă plicul cu bani. Cum? Măcar să-ți plătești consumația. Da, domnule, nu știu, eu n-am făcut nici nuntă cu dar, nici botez cu dar. La botez a vrut Samantha să-i bată pe... Și pe... bine, le-a făcut. A, mă duc și dau bani, normal. Samantha a vrut să-i bată și a vrut să-i dea și bunica nepotului afară și cu aia. Tată, iau ce mănâncă ăștia. Ia-le mâncarea de pe masă. Păi n-ai știut, ne-am înșurat cu popa și cu toată lumea. Cu Samantha. Tată, vino imediat la biserică. Dar ce e Samantha, că mai e o oră și ceva? Botează asta copilul fără noi. Ce fac? Smulge copilul, tată, că venim. Așa că astea sunt problemele. Când dansez eu un frac și mamă ce bou ăla, bă, ce prost. Bă, dar cu ce prost am fost prietene. Punem cu cine te adun, ca să-ți spun cine ești. Da.
Păi n-ai văzut, mă, ce față de... Ce prost poți să fii pe fotoliul ăla cu jobenul ăla și cu mustața aia de retardat. Mai bine nu ți-l arăta. Cineva întreabă dacă ai furat mireasa vreodată. Ce să fur mireasa, mă, că eu nu știam mireasa mea, dar să fur mireasa, cum să fur? Nu mai spun bășinea aia când o fură și nu o aduce și la dă și ea e la Arcul de Triumf să bășește în poze și dă-mă 5 sticle de whisky că nu ți-o aduc. Eu dacă aș primi, nu, ai luat-o, nu mai aduce, mă, dă un șlopă să o bată. Bine că ai luat-o, îți dă o gura măzii de mireață de aici. Deci tu n-ai fost mire? Hai mă, termină cu imbecilitățile tale. Nici mireasă? Mireasa am fost, dar în seria a doua. În pauze. În pauze. Când a avut unul mireasă, eu eram jucam rol. Că cineva zice, legat de Mădălin Voicu, că prost, dar te azi jumătate de viață. Păi da, mă, azi, păi, acum am dat-o cât de prost sunt eu. Câte like-uri avem și câți avem? 854 de oameni, 850 de like-uri. Hai aia 4, dați și voi like, dacă toți stați acolo și pierdeți vreme. Cineva zice că salutare din Dublin, ai uitat că îi rupe și turta și găosul. Asta a fost bunele. Dom'le, ce rup? Ori turta, ori găosul. Găosul. Și scena aia când ies și îi dau ea cu flori. Și cu orez. Și cu orez, da. Și cu porumbei, eventual. Dă-te, nu orez. Și dacă ți-aruncă cu porumbei. Și dacă ți-aruncă cu orez, ce este în chinești? Păi e pentru prosperitate. Pentru spor. Da, așa, spor. Da. Orez grâu și nu mai știu ce mai era. Da. Am spart câteva anunți foarte elegant. Poți să dai exemple? Vrei să dai exemple? La Vicențiu, la nuntă, după ce am stricat toată nunta, am fugit pe masă, îmi pun la goală, l-am spus la toți. Dați banii, la ora 8:30 am fost rechiziționat acasă. De către... De către șefa noastră, soția noastră. A fost chemată Cornelia și a zis, ia-l că... Era cu tine sau o chemat de acasă? Nu știu, mi se pare că am venit de acasă, nu mai țin minte exact. Dar am fost, m-am trezit acasă și am zis, de ce la 9 ăsta acasă, că nunta de-abia a început. Și a zis, pentru că o mare parte din meseni au plecat. La Sabet, la nuntă, am spart toată nunta cu George Barba. Și acolo m-am făcut un flic-flac și am căzut pe tort, îmbrăcat. N-am o poză. Am mușcat o fotografie, am arăgat toată lumea. Păcat. De ce? Că n-ai o poză. Cineva zice că, uite, pe temele astea să fac și misiune cu Dana Budeanu. Păi știi ce am pățit acolo, mă, la nunta la Sabet? Uite, m-a speriat cel mai tare în viața mea. Eram cu una și care tot făcea figuri. Nu-i dăm numele, că e persoană destul de cunoscută. Înțelegi? Și a venit la nuntă, o să spun ție, după aia, nu acum. Citesc oamenii pe buze aici și se află după aia. Și venise cu un trandafir, m-am enervat pe trandafir să-i rup la trandafirul, să-i fac alea. Și am ajuns în cameră și nu știu ce a făcut aia, a făcut pe acolo vreun scandal, în fine. Am gonit-o din cameră, era pe la recepție, după aia am aflat că era pe la recepție dezbrăcată, în fine, au băgat eu într-o cameră și m-am lovit la mână și aveam un cuțit mare lângă mine și cum am trezit în pat, a venit domnul George Barba, bă, ce face singur, dar aia unde e? Zic, nu știu. Și era plin de sânge prin pat și cuțitul, zic, am omorât-o cu fraieră. Înțelegi, dar zic, eu nu-s violent cu femeie, ce pleca? De pleca moartă? Păi, îți dai când te scoli, rup de băutură, că de la sfat am fost abțiguit. Și îți dai seama, m-am dus la recepție și zic, domnule, așa o fată, fă, dar domnule, am cazat-o, că ai dat-o afară în pielea goală, băguritoare, pe astea. Și după aia, doamna Tatiana Zabet a spart nunta fiului ei, Alexandru Zabet, care n-am înțeles de ce la sfat o bea vișinată. Și s-a terminat toată nunta. Înainte de a începe. Nu, o parte din nuntaș că a făcut aici la capitane, au fugit, o parte din nuntaș au fugit prin pădure, s-au dus. Ne-am urcat pe mese cu Iulica, am spart totul, s-au urcat. Acolo avem poze, dar n-ați spart nimic. Cum, s-au rupt tot, s-au urcat Tatiana pe masă, le-a arătat pizda și erau popi, au fugit, s-au dus în morți, mă zic. Prin pădure, prin tot ăsta. Mama lui Ginerica a zis, spargem nunta. Tatiana era ce avea? Avea boală pe...
Pe partea aia miresei. Ce tare. Dar nuntă frumoasă, adică nu în haine, nu în alea, nu în alea. Deci, trei spectrul din poze suntem dezbrăcați, că ne-au rupt cămășile, ne-am tăvălit, ne-am. De capitan, Iulica a vrut să urce și el, Iulica, pe masă și a căzut cu masă cu tot. Că avea 190 de kg. Astea-s frumoase nuntele, nu să mergi să te duci să... Sunt frumoase nunțile care nu sunt nunți. Da. Nunta este o băutură. Da, un șpriț. Un șpriț. Pune-mi și mie niște apă. Un șpriț de vară. Eu și când am plecat, când am divorțat... Te-ai dus la cârciun. Adora? Nu, i-am spus. Vezi, ca să vezi cum sunt oamenii. Că vezi. Tot timpul de la... Toți pleacă șucăriți de la... Da. De la tribunal și să măscăresc, să fac, să apar la televizor, să măscăresc, să fac și... Eu i-am propus lui... Dom'le, când am ieșit de la tribunal, ți-ai luat tot ce ai vrut, e în regulă, creștem copilul împreună, hai la restaurant. Cu tine, la restaurant cu asemenea animal, pe păi, fădă-te morții, mătii, când ne-am căsătorit și ai stat cu mine în casă, când ți-am luat case, când ți-am luat alea, când ți-am luat alea, când ai intrat la facultate, când te chema așa, nu mai eram animal. Și zic, mergem frumos, bem, ne despărțim un șpriț de adio. Toate sunt revoltate. Eu aș face șprițul nu înainte, la despărțire. Da, atunci e bucuria mare. Atunci e bucuria mare, să mor eu totul mai de bucurie. Și părinții, că dacă nu te cadesc, că a plecat fraierul, a dispărut. A plecat fraierul, așa.